Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 5 decembrie și acum câteva zile am primit un telefon în care mă întreba cineva că ce să le mai cumpere la albine. Aici la mine a înghețat pământul, e frig. N-ai ce să mai cumpere la albine acum. Că ce să le mai dea la albine, că a tot văzut pe acolo, pe aici, că unii mai dă silop, că unii mai dă turte, că unii încă restrâng. Oamenii au confundat, cred că, ceva. Suntem totuși în luna decembrie. Ia să vedem acum unde sunt albinele, da? Să sperăm că unde să fie oare albinele, dacă ne-am făcut treaba în timpul verii. Să spunem așa, atunci albinele trebuie să fie în stup, la iernat. Iată cum am împachetat eu, acum 2 luni de zile. Albinele se împachetează în octombrie, nu în decembrie. Numai că unii vloggeri, aproape toți au început să, nu știu ce au pățit, cred că consumă prea mult alcool sau nu știu care e problema cu ei. Păi mă, albinele trebuie să lăsate în pace, mă, la ierna. Iată aici, e împachetat. Ghemul este acolo, e jos, arată bine. Albinele sunt în stupi. Le lăsăm în pace să ierneze mai departe. Verificăm un pic umiditatea. Punem la loc capacul și încercăm să nu le deranjăm. Nu se deranjează albinele acum, ci că ne uităm să vedem dacă mai sunt albinele în stup. Să sperăm că sunt. Vom vedea în februarie. Oricum nu mai avem ce să le facem acum. Ce să mai face acum, unificări? Cum să iei ramile de acolo? Cu o albină, să le muți, să le freci. Aici este un stup cu rame. Țin rame goale în el. Așa. Ia să mai vedem. Aici avem o altă familie. Acum, dacă e să treacă ceva în primăvară, trece, dacă nu, asta este, am greșit noi cu ceva. Și asta este, ne lăsăm de meserie, nu? Ce să mai ne chinim dacă nu merge treaba? Iată, avem și aici ghemul. Iată, albinele sunt strânse foarte bine în față. Ele se adună ghem în față, e frig. Iată, un ghem destul de mare. Bun, le lăsăm în pace, nu mai avem ce să le facem, mă, la albine în perioada asta, lăsați. Ce să zic, nu știu ce să zic. Ce să fac, să vin acum cu turte pe ele? Nu, le vom dezvolta în luna februarie, începem, dacă începem, sau la începutul lui martie. M-a întrebat cineva, mai pun filme? Păi ce filme să mai pun, ce să le fac eu la albine? Doamne! Acum câțiva ani, iată, am 10 ani de când m-am apucat de albinuță și la început, ca începătorul, eram și eu iarna, mă, curios, mai sunt în stup, mai supraviețuiesc, nu mai supraviețuiesc, că unde or fi albinele, unde or fi, nu știu unde or fi, în ladă, dacă sunt în ghem, da, chiar e curios ce avem aici, curios ce să avem, ia să le vedem. De-aia să ridic eu capacul să mă uit eu acum așa la ele, prin
Doar așa să n-am, și n-am desene animate la televizor sau ce, care e problema? Deci trebuie să țineți cont că suntem totuși în luna decembrie. O împachetare simplă. Iată ce frumos, ăsta e frumos, frumos, da? Și el iernează fără probleme. Mă uit de miere, mierea este bine, are miere, păi da, asta până în februarie n-avem ce să-i facem. Deci treaba, ia stați să vă arăt mai bine, da? Iată așa, că ce că trebuie să arăți. Bun. Albinele sunt bine. Să ne vedem și noi sănătoși. Aveți grijă de voi. Bucurați-vă de sărbători. Dacă v-ați făcut treaba la albinuțe în perioada activă a albinelor, nu acum în decembrie, lăsați prostiile. Oamenii care acum se dau rotunzi în luna decembrie și umblă în stup, acei oameni mă înjurau acum 5-6 ani de zile că mai puneam o turtă la sfârșitul lui decembrie în stup și acum ei sunt vedetele, da? Bravo lor! Albinele sunt bine, ne vedem și noi sănătoși când albinele vor fi active. Citiți o carte, dacă s-a întâmplat să pierdeți albinele, nu o disperați, mai cumpărați, mai încercați, greșeala este omenească, până data viitoare, numai bine, sărbători fericite, să vă bucurați de familie și cam asta este. Iată, pentru șoareci am pus așa Haneman, cam asta e. Cam asta este, peste tot, arată bine, aici mai deschidem un pic așa, dar albina nu zboară, o să zboare, să sperăm, în februarie. Bun, cam atât, ne-a dat la viitoare, numai bine!